La mine în cap. Da, nu. 4-1. Chiar să supăram. Vrei să plec? Plecăm la mare. Sunt foarte fericit, nu am anunțat pe nimeni că merg la mare. Diseară o să fie mare nebunie. Ce să dai? Mi-ai dat pe tricou, știi cum se șterge? Dă-te la o parte. Bă, mai trăiți? Am aduc aminte nimic. Și Cristi nu înțeleg de ce are niște plete de pipi pe el. M-am pișat pe mine. Măcar să-mi port. Îți dau 10 lei dacă te bagi în barca. Ai bă, ia uite-l. Constanța, uitați ce frumos. Apreciez altfel orașul ăsta după ce nu mai stai aici. Bună! Da, e aceeași voce. Am rămas cu gândul la tine. Wow, be careful. Ce faci? Măi, Andor, mai râde de mine. Mă faci mă zic foarte prost. Am ajuns la Hype by Kido aici în București. Hello, hello. Și suntem gata să ne distrăm. Let's go! Primul duel este între Birina și Andra. Oare cine va câștiga? Haide să aflăm! Hai mă, frate! O să mor aici. Bine! Oh! Ah, super. Oh, cât de moale. Oh, ui. Bine. Trebuie să urc pe unul din astea. Mult, mult succes. Hai. Păi momentan este un meci strâns. Irina e pe primul loc. Pe cine vă puneți banii? Wow! Mamă, mare întrecere. Cine pariezi? Irina. Pe Irina? Hai să vedem. Wow! Felicitări, fetelor. Bravo. Irina. E bine. Deci o să mă întrec cu tine pe acest zid. Amândoi urcăm în același timp și hai să vedem cine o să câștige. Ce-am adică a început? Da. Mă dor picioarele. Și pe mine. Am pe la mâine. Nu e combinație fără încălțări. Oh, ce bine. Oh, doamne, mă dor picioarele. Mă dor picioarele la prostia asta. Vezi rumori, dă-ți drumul. Hai, sări. Bombă. Nice. 3, 2. Oh! Trebuia să-l apuci, gen, să-l strângi. Nu, am mâinile transpirate. Trebuie să te urci și tu pe asta galbenă, chiar acum. Și acum o să fac același lucru. Doar că o să sar de acolo. Dacă ai tu pe o să sari din prima, ești tare. Nu o să am, nu cred. Deci probabil pe cameră se vede de parcă e fix acolo. Dacă vedeți-mă că e super sus. Oh my god, cât de sus e. Squid Game în viața reală. Ambele mâini deodată. La mâinile transpirate, nu poți să crezi. Yes! Fă o tracțiune. Îmi dau drumul. 3, 2, 1 și... Oh my god, ce-am făcut. Wow. Mă simt viu după asta. Îmi tremură mâinile de adrenalină, nu pot să cred. Forță în brațe deloc. Ce ai zis, mă, de mine? Și ultima, dar nu cea din urmă. Dacă te ții tu de bara aia, ești tare rău. Maker, că... Oh, shit. Cred că e mai... Da.
tremură mâinile. Oameni dragi, putem să vorbim despre baia asta incredibil de tare? Asta este de departe cea mai instagramabilă baie în care am fost vreodată în viața mea. Bă, în același timp este un pic creepy, să fiu sincer cu voi, dar voiam să vă zic că am făcut și o poză aici și o găsiți pe profilul meu de Instagram, Mânâtu Barajos Vlad. Duceți-vă acolo și bombardați-o cu like-uri. Bă, bune, chiar nu-mi dau seama dacă este tare sau creepy. Ceanule, te las puțin singur și te duci pe pârtie. Mă, nebunule, ce e asta? Deci dacă îmi rup capul, s-a terminat. 100.000 de like-uri la vlogul ăsta, dacă... Hai mă, mă dau de 7 ani pe placă, ar trebui să mă descurc. Pe ce vă dați, pe placă sau pe skiuri? Lăsați mai jos în comentarii. Tu, Ada, pe ce te dai? Pe placă, dar nu pe asta. A pornit! Nu merge mai tare? La 40. Dă-i mai repede. Dă-i plană. Mamă, stai că e puțin. Bine. Nu, gata, nu mai. Cred că sunt gata. Hai să facem asta. Efectiv, mă urc și sunt legat. Da, o să vin și pe aici. E de 1000 de ori mai greu să mergi să și filmezi chestia asta. Ia uite-o pe Andra ce se descurcă și tu te plângi la alea. Băi, eu nu înțeleg pe ăștia, bă, cum fac treburile astea? Eu rămân aici, nu mai. Vlad acolo se zbate pentru viața lui. Eu încă aici rămân. Ia uite-o, bă! Bă, ești nebun! La răscruce de drumuri, ce faceți voi de aici? Ia vezi, Vlad, că mi-am găsit aici familia Kung Fu. Cristi, prinde-ne ceva. Nu pot să cred. Și... L-am luat! Nu mi-aduci ghinion! Bine! Andra? Wow, n-am nevoie de plășură de... Mamă, eu vreau porcul ăla! Misiune, nu! Nimic! Porcușorule, e sinta noastră! Dovada vie că fetelor le plac porcii! Opa! Opa! Nu pot să cred, deci nu pot să... Lasă-te, Ceanule! Ceanule, go home! Mă duc acasă! Stai, mă, Ceanule! Ceanule, nu! Hai, ia o pată! Bă, frate, nu! Dai seama că nu pui! Bă, a rămas afară, ești nebun! Bă, pe bune, a rămas afară! Bă, de ce aia sunt acolo și nu ne aud? Ne frig! Mulțumim! Da, mulțumim! Cristi, până la urmă ai reușit, nu? Chiar semeni cu porcul ăsta. Wow! Ceanu, poți să renunți, e în regulă! One eternity later. Frate, Ceanu are o treabă de rezolvat. În sfârșit! Ok, da. Bine! Efectiv, toată lumea cred că a văzut TikTok-ul ăsta cu Andra. L-am făcut doar pentru a-l face pe Vlad gelos, pentru că știți foarte bine, cred că știm cu toții ce simte Vlad pentru Andra. Vlad în momentul ăsta este la calculator în living și cred că editează, nu știu ce face exact, dar în orice caz o să mergem până la el în living și o să-i arătăm TikTok-ul să vedem cum reacționează. Un TikTok care mi-a bubuit asta. Am făcut în 3 ore 340.000. Cât? 340.000 am făcut în 3 ore. Ești nebun rău de tot. Nu ți-e pare tare? Ai făcut asta cu Andra? Da. Sunteți cumva la mine în cameră? Da, de ce? În patul meu? Da. Asta ați făcut voi când ați lipsit? Da, ce are? Bă, frate, nu te bucuri pentru mine, gen, am făcut 340.000 în 3 ore. Bă, e tare TikTok-ul, dar gen... De ce? Mama, aia e Andra? Da. Băi, e tare rău. Uite, frate! Nu te... Am făcut în 3 ore 340.000. Bine! O, mă, frate, ce supere așa, Iurea. Bă, nu s-a supărat nimeni, ce ai? Dar fii atent, hai să mai arăt ceva, fii atent. Uite-te acolo. Bă, fugi, mă, de aici. Mi-a zis când făceam TikTok-ul ăla, gen că i-ar fi plăcut să fi fost tot în locul meu de... Bună? Nu, lumea. Și aia, mă, bugă mea. Am nimerit-o.